Pe cine aveți în calcul pentru primărie? V-aș spune pe cine am în calcul. Dar am făcut o testare. Știți ce testare am făcut? S-au lansat câteva nume. Unul era Bogdan Huci. Mă rog, îl știți. Altul era alt nume. Știți ce s-a întâmplat? A primit telefoane de la niște personaje puternice din județ, de la Voievod, care au spus: frățică, nu ți-e bine, nu stai bine, nu poți să stai liniștit. Nu vă ascund că am semnale și din discuții s-au plâns și unii oameni de afaceri care au primit atenționări gen: dacă nu ești cu mine, ești dușmanul meu și vei vedea. Domnilor, asta e epocă stalinistă. Numai în 50, pe vremea lui Stalin, se făcea așa ceva. Eu nu mi-am permis să ameninț pe nimeni în 3 ani cât PSD-ul a fost la guvernare. Ca senator în Parlamentul României. Totuși, cine a trebuit să-și asume, nu? Chetul amenințări, chetul... Își va asuma. Dar o să vedeți la momentul oportun. E și domnul deputat Alexandru Rădaru pe lista celor care... Sunt și eu pe listă. Deci dumneavoastră, domnule... Sunt mai mulți pe listă. Nu. Sunt mai mulți pe listă. N-am să vă dau nume, fraților, dacă se procedează așa, pe ce să dau nume? Dar sunt ajuns la îngea? Nu. Dar când nu. La începutul campaniei electorale? Nu, deci președintele a spus că 2-3 săptămâni. N-ați avut reprezentant. Ba, a fost, cred că, cineva la nivelul județului, când a fost conferința de la PSD Neamț după conferința județeană.